Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre câteva parfumuri din colecția mea pe care eu le văd așa foarte elegante și prețioase, parfumuri pe care le văd foarte potrivite la petreceri, de exemplu la petrecerea de Revelion sau la cina de Crăciun, poate la un restaurant sau chiar și acasă. Nu contează, oricum noi parfumurile le purtăm când dorim noi și unde dorim noi, doar că unele parfumuri chiar mă duc cu gândul la evenimente, la petreceri, la genul ăsta de ocazii, ocazii mai speciale cumva. Și o să încep, de fapt, haideți să începem cu parfumul pe care îl și port astăzi, pentru că este o ocazie specială pentru mine să filmez acest video pentru voi și vorbim despre Essence Absolue de la Mugler. E bine, este un parfum intoxicant acesta. Intoxicant. Și mi se pare că eleganța aceasta i-o dă chiar această iasomie indolică despre care vorbește toată lumea. Regăsim și în acesta iasomia pe care o regăsim în original. Îl am și pe el aici. Este o ediție de colecție, diferă foarte puțin, cred eu, la note, dar e cam același miros ca și originalul. Seamănă cele două, după cum vă spuneam, doar că acesta este mult mai... este mai dulce, este o combinație de o vanilie mai gurmandă, așa, și cu acea iasomie, cumva iasomia este îmbrăcată în vanilie, iar aici partea florală iese mai bine în evidență. Pe ambele eu le văd două parfumuri foarte elegante și nu pot să zic, de exemplu, că întind mâna prea des după acest Alien. Iar după Absolut, desigur, iarna, când este foarte frig afară, da, este un parfum pe care vreau să-l port, deși este și el unul foarte puternic, foarte puternic, intoxicant. Dar îmi place mult de tot și oricum îmi place mai mult acesta decât originalul. Sunt niște parfumuri elegante și din punctul meu de vedere mature. Mature, dar în sensul bun, nu vă gândiți acum că sunt parfumuri bătrânicioase sau, mă rog, nu, sunt niște parfumuri foarte elegante. Și da, mai greu găsesc eu momentul perfect pentru a purta Alien. Cred că sunt mai mult în zona Angel. Eu sunt în zona aceea, cum se împarte lumea aceasta între Alien și Angel. Aș putea să zic că mă duc mai mult în zona Angel. Dar da, sunt niște parfumuri foarte frumoase și când le port, le port cu plăcere. Dar după el întind mâna clar mai des, desigur, pentru că nici nu se mai găsește. De ce nu aș întinde mâna după el? Da, nu țin neapărat să țin de acest parfum, chiar nu. Doar că nu este niciun parfum foarte ușor de purtat, din punctul meu de vedere. Tot un parfum foarte, foarte elegant și foarte potrivit în această perioadă, deși eu pe acesta vi l-am recomandat și în seriile de vară, când este mai răcoare afară, nu neapărat când murim de cald, dar este un parfum elegant și la fel mi se pare că iasomia oferă această eleganță. Este vorba despre Valentina Donna Born in Roma Intense. Iasomia aceasta chiar oferă eleganță, doar că de această dată aici nu mai vorbim despre un parfum matur. Îl văd un parfum tineresc, îl văd un parfum modern, un parfum cu o iasomie foarte frumoasă și total diferită de cea pe care o simțim în Alien. Și aici vorbim despre un parfum de seară, ceva mai sexy, modern, spicy. Vai, cât îmi place de mult, îmi place foarte mult acest parfum, eu vi-l recomand cu tot dragul. Și este un parfum foarte intens și foarte persistent. Da, 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 da. Este altceva. Îmi place mult de tot și acesta și da, pot să zic că mai mult mă îndrept către parfumurile moderne, dar din păcate sau din fericire nu știu, dar
eu vă spun exact ce simt în momentul în care miros aceste parfumuri. Un alt parfum foarte prețios pentru mine este acest Chanel numărul 19 Poudre. Acesta mi se pare un parfum modern. Modern, îl văd un parfum elegant, nu este un parfum care să iasă foarte mult în evidență. Mi se pare că este un parfum pentru... Îl văd așa purtat de o femeie foarte elegantă, care este la un restaurant, poate o femeie bogată iese la un restaurant și nu vrea să iasă în evidență, iar parfumul acesta miroase a bogăție, așa mi se pare mie, dar purtat de o femeie bogată, care vrea să fie discretă, care nu vrea să iasă în evidență, o femeie elegantă cu o ținută simplă în același timp, dar scumpă, și îmi place foarte mult că irisul din nou este o notă elegantă în parfumuri, așa mi se pare mie, și cam toate parfumurile care au iris mă duc cu gândul la eleganță și la parfumuri prețioase. Da, se simte un iris aici, un iris puternic. Irisul oricum este în trend, adică parfumul acesta chiar este unul modern și o să vedeți că mai avem unul pe care îl duc în această zonă. Apoi, când se așează, parfumul acesta are un musc foarte frumos. Miroase a curat, un pic dulceag, feminin, nu foarte puternic, dar e acolo, parfumul te însoțește. Îmi dă senzația de calm, de liniște, de discreție, de... V-am zis la ce mă duce cu gândul. Și mi se pare un parfum foarte, foarte versatil. Foarte versatil. Mă duce cu gândul cumva și la ținute gen costum, la costume din acelea roz pudrat sau albe. Foarte casual așa. E frumos, frumos, foarte frumos. Îmi place mult și cum se usucă, îmi place și deschiderea. Este un parfum elegant, este un parfum clar de avut în colecție din punctul meu de vedere și cred că a devenit Chanelul meu preferat, dacă pot să zic așa. Este foarte frumos parfumul acesta, chiar vă recomand să îl testați dacă vă place irisul în parfumuri, dacă vreți așa un parfum foarte prețios, dar simplu în același timp. E foarte frumos, poate că nu mă descurc eu să îl descriu cel mai bine, dar este un parfum care îmi spune multe și merită încercat. Un alt parfum despre care eu v-am tot povestit și pe el îl duc în zona asta de parfum elegant, parfum de ocazie, parfum perfect pentru petrecerea de Crăciun, de exemplu, la care porți o rochie roșie și dacă mai este și de catifea, este perfect. Sau o rochie neagră de catifea și un ruj roșu. Dacă catifeaua ar avea miros, acesta ar fi mirosul. Scarlet Poppy. Mi se pare că este descrierea perfectă pentru el. Imaginează-ți cum miroase catifeaua și așa o să-ți dai seama cum miroase Scarlet Poppy. Este un parfum foarte frumos și foarte elegant. V-am tot povestit despre el. Îl ador. Următorul parfum este ceva mai nou în colecția mea. Este vorba despre Iris Absolu, La Viebel Iris Absolu de la Lancôme. Și pe el îl văd un parfum foarte potrivit pentru ocazii, îl văd un parfum elegant și prețios și matur pentru o doamnă. Ideea e că el oricum este varianta matură a lui La Viebel, așa mi se pare mie, și din nou irisul este nota aceea care dă această eleganță. Are și el partea lui gurmandă, dar este foarte potolită față de La Viebel. Aici avem un iris, avem un iz așa mai pământiu.
Este un iris diferit, dar puternic. Parcă și mai puternic decât îl simt în pudre. Dar oricum. Da, miros diferit. Este diferit irisul de aici, din Iris Absolute. Dar este frumos. Este frumos, este elegant. Desigur că și pe la Vie Belle îl văd purtat la evenimente, îl văd foarte potrivit. Dar acesta este și mai elegant. Este, nu este atât de jucăuș cum este la Vie Belle. Da, v-am zis, este varianta matură a lui la Vie Belle. Miroase foarte bine, testați-l în primul rând, pentru că nu este un parfum pe care să-l cumperi blind. Dar se așează și el foarte frumos, dulceag, gurmand, are partea aceea, ADN-ul, să zic așa, pe care îl simțim și în la Vie Belle, dar mult, mult mai cu minte, mi se pare acesta. Și voiam să vă mai zic și faptul că toate parfumurile pe care le veți vedea la mine sunt parfumuri pe care eu le-aș purta la evenimente. Au acea notă elegantă, însă le pot purta fără probleme și de zi cu zi, în afară de Alien, pe care chiar îl văd potrivit, nu știu, la un eveniment ceva mai serios. Nu prea îi găsesc, cel puțin pentru mine nu este atât de potrivit pentru evenimentele la care merg eu. Nu prea îi găsesc momentul potrivit. Dar în rest sunt parfumuri versatile, parfumuri purtabile, doar că sunt mai elegante față de alte parfumuri pe care le am și pe care le văd mai jucăușe, pe care le văd mai sexy, mai... În fine, cred că ați înțeles voi ideea. Am vrut să includ și aceste două parfumuri pe care nu aveam cum să nu le pun într-o astfel de selecție. Este vorba despre Midnight Poison de la Dior și Poison. Din păcate, sunt două parfumuri care nu se mai găsesc, însă sunt două parfumuri elegante care își merită locul în clipul acesta. Midnight Poison este un parfum cu citrice, cu flori, ambră, vanilie, dar are câte puțin din toate, nu are prea multă vanilie, nu este un parfum prea dulce. Mi se pare că are mai mult patchouli și este un parfum de purtat tot timpul anului. Este foarte feminin, foarte elegant, dar cumva pentru mine îl văd mai potrivit în perioada rece, nu știu de ce. Așa simt eu nevoia să-l port. Și trecem și la Poison, un parfum foarte elegant, foarte elegant, care cu siguranță cere o ocazie. Nu este parfumul acela pe care să-l porți toată ziua, pe care, nu știu, îl văd purtat la teatru, la operă, la genul ăsta de evenimente. Nu zic că este cel mai potrivit parfum pentru mine, de aceea nici nu prea îl port, dar îmi place, îl apreciez, îmi place cum miroase, doar că nu îl văd potrivit acum pentru mine. Mai potrivit decât Poison, pentru mine este Hypnotic Poison de la Dior, este apa de toaletă, parfumul pe care îl am eu. Asta pentru că v-am zis la un moment dat într-un video că este apa de parfum, dar eu mai am un decant cu apa de parfum și nu mai știam exact care cum sunt, că na, le mai încurc, că am multe în colecție. În fine, se mai întâmplă și lucruri din astea, dar ce vreau să spun despre Hypnotic Poison, acesta față de Poison. Este varianta tinerească, este varianta modernă, dulce, mai elegant-o, seducătoare, așa. Pe când pe Poison îl văd destul de serios. Și purtat la un eveniment mai serios, pe când acesta este unul mai versatil. Poți să-l porți la mai multe genuri de evenimente.
Ok, și cred că mai avem unul și este vorba despre Emaras de la Rule Fragrances, un parfum elegant, frumos și nu știu. Și el mă duce cu gândul la roșu, dar ca să vă faceți o idee, mai mult l-aș vedea purtat la și la restaurante, dar poate la o zi de naștere. V-am zis că mă duce cu gândul la 100 de trandafiri catifelați și la un eveniment de genul acesta. Cam atât cu parfumurile noastre elegante. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Cred că mai am parfumuri pe care le duc în zona asta în colecție, însă pe ele am simțit nevoia să le pun în această selecție. Spuneți-mi și voi ce parfumuri aveți în colecție, așa care vă duc cu gândul la evenimente. Sau ce parfum ați purta la petrecerea de Crăciun sau de Revelion. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați pe clopoțel să fiți notificați. Mă găsiți pe Instagram, pe TikTok, peste tot. Aveți în descriere toate informațiile. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!